Hai, bă, tu. Hai. Când e vorba de cai putere, am ajuns în locul potrivit. Aici sunt o sumedenie de cai, dar motorul acesta de pe Triumph Speed Twin are undeva la 97 de cai. Ei bine, e la bază un Triumph Truxton cu motor de Bonneville de 1.2 bicilindru, care se simte foarte bine, vibrații puține și un feeling foarte bun. Cei 97 de cai chiar se simt, mult cuplu și foarte prezentă puterea pe fiecare zona accelerației. De fiecare dată când tragi de gaz, lucrurile se întâmplă exact cum te aștept să se întâmple. Nu ai emoții, nu e o curbă de putere care fluctuează, care țâșnește efectiv de sub tine, nu. Motocicleta este foarte predictibilă și se simte foarte bine la drumuri lungi. Ce au făcut cei de la Triumph? Au luat Truxton-ul, i-au dat ghidoanele jos, au montat scărițele într-o altă poziție și au dat alura asta de naked, care e foarte reușită. Pentru oraș, pentru drumuri lungi, se simte mult mai confortabil decât un Truxton, asta e clar, dar îmi place foarte tare pentru că atunci când vine vorba de mers prin zone înguste, cum ar fi traficul din oraș, poți să te descurci și parcă virează telepatic, se mută de pe o parte pe alta imediat. Ei, nu fi nervos. Suntem în București, deci clar lucrurile o iau razna din când în când pe aici. Cum spuneam, șaua destul de confortabilă. Aș putea să merg toată ziua prin oraș cu ea. Și chiar îmi face plăcere pentru că am ghidonul instalat, am pârghii foarte bune și pot să mă strecor dintre mașini, ceea ce înseamnă foarte mult atunci când vine vorba de mers zilnic la birou. Nu e ca celelalte clasice poliție. Da, nu e ca celelalte clasice care sunt doar de lung și nu poți să le folosești decât de weekend, pentru că sunt incomode, pentru că nu-ți oferă confortul suficient de mare pentru un zilnic. Spuneam mai devreme de motor, 2 cilindri în linie, o cutie de viteze care schimbă extraordinar de bine, ambreiaj slip assist, asta înseamnă că poți să dai și două inferioare și roata spate nu se va bloca. Asta m-a ajutat foarte mult când m-am dat pe virajele strânse pe acele de păr. De fiecare dată când simțeam nevoia pe un viraj foarte strâns, dădeam inferioara și nu îmi bloca spatele. Te aștepți de la un motor cu asemenea cuplu și cu 2 cilindri să blocheze într-o oarecare măsură, chiar dacă are slip assist, dar acesta n-a făcut niciodată nicio figură și s-a simțit super bine. Că tot vorbim de motor, trebuie să vă arăt ceva foarte important și anume sunetul. Cu evacuare Euro 4, Triumph-ul Speed Twin sună extraordinar de bine. Gutural, puternic, bărbătesc, aș spune. Dar pe lângă motor intervine celălalt aspect foarte important, și anume look-ul, pentru că atunci când îți iei o motocicletă de genul ăsta, un modern classic, vrei să arate cât mai bine și vrei să combine toate detaliile pe care ți le-ai dorit pe o motocicletă pe care ai și putut să ți-o construiești tu. Dar cei de la Triumph fac asta pentru tine. Haideți să vă arăt. În prima fază pe mine m-a cucerit capacul acesta Monza de la rezervor. Apeși pe buton, cheia este în centrul capacului, se încuie de data asta, ceea ce este foarte bine, la modelele anterioare nu se încuia.
Îmi place foarte mult cum au pus ceasurile ușor jos, combină tehnologie digitală și analog, au ace, au și informații pe niște cesulețe LCD foarte mici. Printre detaliile foarte importante sunt piesele din brushed aluminium, așa zic cei de la Triumph. Sunt piese de aluminiu care au un finish special, capacul de la corpul accelerației care seamănă cu o cană de carburator, evacuările care au forma asta conică cu capete cromate, au pus farul ăsta timnacelă aici în față, dar care e un pic mai mare decât la celelalte modele din gama Modern Classics. Și nu în ultimul rând, cel mai important aspect pentru mine, atenția la detalii. Cei de la Triumph chiar își dau silința când vine vorba de detalii. Ei bine, nu zărești niciun cablu în zona motorului și toate sunt foarte bine ascunse. De exemplu, au pus releul de încărcare undeva sub motocicletă și catalizatorul între bările de la cadru, cât să-l ascundă și să nu se mai vadă. Au făcut într-adevăr și radiatorul negru, l-au pus aliniat cu cadru în față, cât să dea senzația că este un motor răcit pe aer, pentru că avem și lamelele pe cilindrii stânga-dreapta. Ce mi se pare interesant este că cei de la Triumph încă lucrează rezervoarele manual. Le vopsesc cu o pensulă, le dau dungile cu o pensulă și le fac finish-ul ăsta impecabil. E incredibil pentru mine, nu știu cum reușesc să țină mâna atât de dreaptă și să tragă linia atât de bine, dar clar, motocicleta asta are niște finisaje absolut superbe. Pe lângă finisaje trebuie să ai și performanță, pentru că ai un motor de aproape 100 de cai putere și îți trebuie și un sistem de frânare bun și pentru asta cei de la Triumph au pus etriere Brembo, pompă de frână Brembo și furtune din oțel, care opresc de fiecare dată prompt. Sunt etriere cu 4 pistonaj și 4 plăcuțe de frână, foarte mult feeling pe partea de frânare și foarte mult feeling de la suspensia față, deși nu este reglabilă, se simte foarte bine atunci când vine vorba de viraje și de viteze mai mari. Cu cât grăbești ritmul, motocicleta stă acolo, e lipită, primești feedback de la roata față. Pentru partea din spate avem două șocuri, au o singură ajustare, poți modifica preload-ul pentru ambele și atunci probabil lucrurile se schimbă. Noi am mers cu setarea standard, dar nu am avut nicio emoție pe viraje, se simte extraordinar de bine. Ei bine, acum că avem și caii lângă noi, mi-am amintit de sistemele de siguranță și electronica de pe această motocicletă. Pe lângă controlul tracțiunii care este decuplabil, motocicleta are și ABS și moduri de mers, 3 moduri de mers, Rain, Sport și Road. Atunci când am pus-o pe Sport se simțea un pic cam nervoasă, avea atitudinea de Truxton, de motocicletă de viteză, un pic cam agresivă. Când reveneai cu accelerația îți dădea un shoot, dar pe Road se simte foarte bine, curba de putere este cursivă și nu ai nicio problemă acolo. Poziția de mers la drum lung se simte exact ca pe un naked modern, nu simți nevoia de mai mult când vine vorba de trafic, deci putem spune că Triumph-ul Speedtwin este un naked modern care poate fi folosit ca motocicletă de zi cu zi, numai că avantajul lui cel mai mare este look-ul. Ceva probleme, lucruri care nu-mi plac? Ei bine, am găsit două. Am găsit o mică problemă vis-a-vis de încălzire, care devine foarte mare atunci când mergi pe călduri ca astăzi în oraș. Capacul de pe partea dreaptă de la corpul accelerației se încălzește foarte tare și va deveni foarte, foarte supărător pentru piciorul drept. Cel de-al doilea aspect care m-a deranjat este faptul că de fiecare dată când treceam printr-o baltă sau prin ceva noroi de pe asfalt, ajungea imediat pe șa și pe spatele meu. Aripa arată foarte bine, dar lucrul acesta compromite protecția pe care ar trebui să o ofere aripa pentru noroi. Dar cred că poți să trăiești cu asta, vei face un compromis și vei merge numai în zile însorite sau vei evita gropile cu apă în ele, nu? Hai să vorbim despre un aspect mai important și anume prețul. Motocicleta este 12.200 de euro și o găsiți la Motoboom la Sebeș. Cam atât pentru astăzi, eu o să mă întorc la o plimbare cu calul și voi nu uitați să dați subscribe pentru mai multe videouri ca acesta.